Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou episod din seria voastră preferată de Wrestling cu YouTuber. După cum vedeți din titlu, Sâmbăta cu Satana se întoarce. Îți dau jocul mai încet că se aude muzica asta și beau copyright. Ba, beau copyright, gata, am scăpat copyright acum. Și intră în ring, probabil preferatul publicului, unicul, inegalabilul și necuratul de dracu. N-am găsit o mască mai bună. Da, că tot n-am mai făcut Codrin de mult Sâmbăta cu Satana de vreo 3 ani de zile. Chiar vreo 3 ani fix, dacă m-aș gândi mai bine. Sper că prin iulie a făcut ultima Sâmbătă cu Satana, iulie 2017, ca să specific. De atunci n-am mai văzut o Sâmbătă cu Satana, așa că avem acum Sâmbăta cu Satana vs. Bazooka. Atunci și acum. Practic, Codrin din 2015 până să înceapă Bazooka, împotriva lui Codrin din 2017, când a terminat cu Sâmbăta cu Satana. Și hai dracule! Hai mă, n-are torții, serios. I-a pus intrarea lui Ken și n-are torțele. Nu-ți gura, mătii. Trebuie să schimb arena asta, bă. N-are torțe, lasă-l, vedem acum pe Roberto. Lui Roberto nu-i trebuie torțe, ia uitați-l pe Roberto. Ăsta e Roberto al nostru. Câinilor, Roberto e aici. Yeah, sau cum arăta la un moment dat Roberto, așa? Ăsta e Roberto al nostru. Cu maioul rupt ca boschetarul, ca urolacul. Să-i stea bine. Ăsta e Roberto al nostru. Tricou cu Lakers, bă, am uitat să pun. Știți că pe Maio avea și insignia aia cu NBA. Și cred că o găseam, pentru că NBA-ul, cum să zic, NBA-ul are joc tot de la 2K, care fac și WWE. Poate aveam ceva de genul. Da, lasă, mergi așa. Îl avem aici pe Roberto. Yeah, Roberto câinilor. Hai să vedem Sâmbăta cu Satana vs. Bazooka. Care pe care. O mască mai bună n-am găsit și n-am găsit ceva ce să-i pun o glugă pe cap. N-am ceva de genul. Și intră acum campionii la echipe. Primul care intră în meci. Intră o dată. WWE Tag Team Champions. Satana! Intră aici cu adirul post. N-avem scuteri, am pus motocicleta aici. Aici la Bucharest Combat Wrestling. O să fac un upgrade la arene și o să pun o arenă mai mare ca de ECW. Vă promit asta. Să crească bugetul la show și facem. Uitați-l aici pe Codrinel. Yeah! Și din nou, Codrinul. Yeah! Ăsta e Codrinul nostru. În episodul următor cred că o să facem pay-per-view. Am avut un fel de money in the bank. Am avut ladder match pentru titlu. N-am avut deloc servietă. Poate băgăm și o servietă. Dacă nu, văd eu. Bun, hai că intrarea lui Eco nu este așa wow. Doar intră Eco al nostru. Fratele Eco. Eco varianta anime. Skip. Hai să înceapă meciul că deja transpir aici. Bețivul de mine și-a luat berea. Bun, hai să răzbunăm Sâmbăta cu Satana. Un picior în gură îi dă dracu și ce se ferește asta. Pac. Opa. Puf. Întoarce și aici dracu. Hai că nu-l face așa ușor pe dracu și opa. A, da, n-am specificat. Roberto e după John Cena din 2003, când era rapper. Că na, cred că unul mai potrivit pentru... Da, Roberto n-aveam. Eventual poate Artyom, dar ăla are overall-ul mic. Ce faci, bă, Codrine? Codrine, nu mai pui Sâmbăta cu Satana. Ia uite-l, bă! Ia uite-l, bă! Stai jos! Hai, ridică-te de aici. Practic, ce pot spune? Aici aș putea face o poveste legată de Codrin, un storyline. Unde se zice Bazooka este Codrin în prezent, dracu și Roberto sunt iluziile sale. Sau ceva de genul. De la bolile sale mentale. n-am vrut să întorc aici. Bagă băieții tagul, trebuie să-l băgăm pe Roberto neapărat. Trebuie să băgăm câinele. Bă, și-am apăsat pe reversal, nu-i corect. Și? Un scoop slam și niște pune așa în gura lui Eco. Ia de aici, Eco. I-a luat tu pe Codrinel. Mai aveau, dacă țineți minte, și pomul Petrișor. Roberto, a, vină cu acea câine. Și intră acum Roberto, hai să băgăm și un taunt. Așa că ni s-au dezlegat. Bă, dar ce panaramă e cu maiolul rupt în spate acolo. Nu l-am pus special rupt, dar dacă s-a nimerit să fie rupt așa în spate, l-am lăsat așa. Și hai că-l ia aici Roberto pe Eco, însă întoarce aici. A, ce dă! Ce faci, mă, Eco? Ia vină cu ace. Și suplex. O, ce-a întors-o aici, Eco. Dar o întoarcem și noi. Eco, stai cu minte. Și, hai da, dai cu pumnii, dai cu pumnii, așa Roberto. Codrine, ia vină cu aceea aici. Elbow, hai să punem și un pin. Nu știu ce manevrare, că John Cena avea alte manevre atunci, în 2003. Credeți că nu știți, în 2K19 ai un John Cena din 2003, varianta hip-hopper. Hai să vedem, STF sau ce? Nu cred că avea nici You Can See Me, nici SD, ce manevră aici. Deci un spine buster, e ok, deci na. Să nu vă aud că ziceți că i-am pus manevre wow sau ceva. Oricum e bine că l-au avut ăștia pe John Cena din 2003. Măcar așa n-am făcut un caracter care să aibă aceleași manevre ca Dorian, că și el pe John Cena. Dai jos! Ce faci, băi, Codrine? Ia vină cu a. Hai că dracu-i bate pe amândoi, pe ambii campioni la echipe. Pe ăștia doi cred că i-aș pune ca și cu echiperi. L-a lăsat pe dracu și pe Roberto mai slăbuți, cum erau în 2015 când făcea Codrinul Sâmbăta cu Satana. Bă, ce se bate ăștia aici. Au. Acum, hai! 619! N-avem 619. He's making a statement here with this attack. Oh, ce mi-a întors aici dosul de palmă. Opa, ce faci, mă? Ia vină cu ace. Și sidewalk slam. Asta aici. Oh, ce mișto l-am împins. Opa. Ia că întoarce aici, fratele Eco. Oh, ce frumos l-am prins. Și stai jos. Și niște pune așa. Ia de aici, fratele Eco. Ia de aici. Ești acasă, Codrine. Eco, tu ești cel care l-ai făcut pe Codrin să nu mai facă Sâmbăta cu Satana. Ia vină încoace. Și chokeslam. Hai cu pinul. Row break, că de ce nu? Vrea să-l tragă în mijlocul ringului, dar nu l-am tras. Opa, întoarce aici fratele Eco. E de aici. A obosit și Roberto. Roberto, dracu, pardon. Hai, dracule, du-te și odihnește să-l băgăm pe Roberto. Double team. Hai, hai câine. Hai câine să-i o dăm. Și mă, ce mișto e asta. Oh, asta da manevră. Îl distrugem aici pe fratele Eco. Dați că întoarce fratele Eco. Fratele Eco e rău. Și opa, Irish Whip și vrea să facă tag-ul. In May of 2017, SmackDown Live saw an incredible women's tag team match when Charlotte Flair and Becky Lynch. Ba, i-a prins pe amul de Roberto. Ia vină cu aici, hai să vedem ce finisher avem. Pac și ia de aici. Și cred că asta a fost beciul, dar e prea scurt. Hai să chem aici că o să urmeze după ceva rivalități faine. Și avem deja o victorie aici. Practic cei doi s-au calificat să aibă o șansă la pay-per-view din episodul următor. Au câștigat o șansă pentru centurii la echipe. Sâmbăta cu Satana împotriva Bazookai sau Bazucii. Copii, nu consumați alcool. Nu mai sponsorizați-mă. Aud aici chokeslam. Aici a fost tag-ul ăla mișto. And that's a win to start off the night. You know, it didn't happen often, but I can attest being pinned is humiliating. Nu știu ce am ca următorul meci, stai să dau exit că vreau să dau simulei la două meciuri. Oricum, chiar în acest moment în care filmez trebuie să înceapă premiera de la episodul trecut în care debuta Jesus. Deci, pentru cei care vedeți acum clipul, ar trebui să intru acum să vă citesc comentarii de pe premiera aia. Dar n-am niciun chef. Faci vibrează telefonul. I hate pin cu Rafael, am mai jucat. Dăm random care bate. Rafaelul de data asta. Ar să jucăm meciul ăsta. Boris cu Slender Man, că Slender Man a pierdut toate meciurile. Ar fi culmea să mă bat acum Slender Man, dar chiar bă, în episodul trecut am pierdut toate meciurile. Deci să nu vă aud că ziceți că sunt eu prea bun și nu știu ce. Oricum vreau să-mi spuneți, cum vi se pare Boris? Eu zic că l-am făcut foarte mișto pe Boris aici. Bețivi mai sunt. Hai mă, încarcă-te odată. Dar sar peste intrări că nu mai am chef de ele. Bun, vine aici Boris și după vine și Slender Man-ul. Bliet! Boris is here! Bliet! Artyom! Hai să vedem, o bătălie între doi coloși. Care pe care să fie aici? Și sare acum Boris. Dar nu poate să-l do... Mai sar o dată pe Slender, nimic. Încă o dată, viteză, nimic, pac, hai, hai repede, bagă-te pe corzi, calcă-l, se împiedică Slender Man aici de picioarele sale prea lungi și, opa, se ferește Slender Man, dar ratează Slender Man. Mamă, ce bătălie, doamnelor și domnilor, ziceți că suntem la călugăreni, asemenea sânge nu s-a vărsat în istoria acestei țări. În istoria, și mai ales în istoria campaniei Bucharest Combat Wrestling. Hai că Boris pare să domne meciul. Boris, efectiv o bestie făcută să distrugă toți adversarii. Și Irish Whip. Vine Boris în viteză și lovește colțul ringului. Opa, aici atacă Boris. Pardon, Slender. Ai, bliet, ia vino cu ace. Darasuca, chichibriche. Boris pare de neoprit. A avut parcă doar un meci împotriva lui Johnny Sins și l-a câștigat. N-a mai avut un meci, nici nu mai știu. Ce clothesline, ce clothesline. Deja Boris s-a obosit. Adevărul e că e și gras și îmbrăcat așa. Cât să se bată. Pac! Opa, se ridică Slender-ul. Începe să domine, nu-i bine. Slender prinde momentum, băieți, am încurcat-o. Pune și un pin Slender. Însă, ieșim ușor din pin. A, ce atacă l-a ficat. Întoarcem aici lui Slender. Pac, ia de aici una la piept. Și un chop. Și încă un chop. Ia și un picior. Încă un chop. Și, ai, ia de aici. A obosit Boris. Scoate-l din ring. Yeah, Boris is here, bled. For the motherland. Crush! Aoleu, stai că vine asta. Hai că-l prindem, hai că l-am prins, e bine. Și suplex, dar nu prea-i dăm damage. Hai că i-am dat totuși damage. Cream că nu prea-i dăm damage. Bă, dar ce victorie a avut în episodul trecut Slender Man-ul. Opa, întoarce aici Slender-ul. A, ce m-a prins. Și, da, acum o set de pumni, mă mir că nu sparge ochelarii. Incredibil acest Slender Man. Pur și simplu a pierdut toate meciurile. Poate mai câștigă și el ceva astăzi. Însă nu prea curând. Boris încă rezistă. Ia ieșim primii din Chain Wrestling. Opa! Ce-am ieșit din Chain Wrestling, e bine. Hai, Boris! Hai, Boris! Opa! M-a prins el și mă aruncă în corzi. Opa! Și ia, stai jos! Mamă, ce întoarce Slenderman-ul! Holy fucking shit! Ce-a făcut? Mi-a dat drumul și mi-a dat un clothesline. Interesant, ce să zic. Fuck, mă calcă pe cap. Face și un Town Slender. Are impresia că poate să recupereze acum și direct băia și mă strânge de gât. Of, Slenderman ăsta ce face mie. Dar las că Boris e rău și iese din ring. Comunistul nostru nu pierde așa ușor. Ia vină cu ace... Opa! Ce faci, mă, cazi? Hai, treci în ring! Boom! A, da, obosit Boris, nu mai poate. Hai să facem un taunt. Așa? Uuu, ce-a... Mamă, deci ăsta stând într-un genunchi e cât. Boris dă mare. Și încă un chop, dar m-a prins ăsta în backdrop. Ia, mă ridică, cred că o să-mi dea un big boost sau ceva. Chop! Hai, bă! Dar ce chop eu îi dai eu prin costum, nu știu. Opa, Irish Whip. Și... Ia, deci încă un chop. Mai au un chop. Hai, bă, că îi dau cu chopuri până nu mai poate. Au. Și... Sidewalk Slam. A făcut și asta semnătură. Hai că n-are energie să-mi dea cu semnătura, dar deja m-a bătut mai rău. Mi-a dat mai mult damage Slenderman-ul. Ce întoarcem aici? A, căcat. Oleu! O, ce mi-a dat-o. Nu mai am nici reversal, cred că îmi pune un pin totuși. Da, îmi pune un pin, Slendy. Da, am ieșit. Ce crezi, bă, Slendere, că faci? Îl faci tu pe Boris așa ușor? Și se pare că îmi dă old school-ul. Eh, mai luăm o gură de bere până atunci. Bă, dar mi s-a încălzit și bere. Ați crezut că îl bate așa ușor pe Boris? Hai să vedem să-i pun dopul, că este cidu. Pregătește tombstone-ul Slender. Trebuie să-l întorc neapărat. Și... A, căca, nu-i l-am întors. Se pare că Slender dă acum cu tombstone pile driver. Și avem resiliency în schimb. Un Slender nu-i vine să creadă. Mai pune un pin. Nu-i vine să creadă. Slenderman, ce crezi că faci tu? Ai uitat cine e Boris? Mai pune un pin. Spre disperare, Slenderman mai pune un pin. Însă... Degeaba, bă, degeaba pui tu cu pinul ăla. E... Boom! Hai să dăm cu... A, căcat că ajunge la... Bun, hai că-l trage mai în ring, e bine. Hai să te văd, Slendere, ce faci tu acum. Hai, acolo-i du, acolo-i du. Dar degeaba, trebuie să-i mai dau damage. E insuficient. Bine, e și monstrul mare și de-aia nu pot să... Îl fac să cedeze. Are rezistență mare oricum la damage. O, ce-a ratat am de cu piciorul. Au. Punem așa puțină dramă. Aia. Că cam aș pe el ce m-a prins. Hai cu pinul. Ia, mi-a venit notificare că începe premiera. Elbow. Și face și un tău cu bas Slender. Ia ce-mi face? Crezi că îmi pune submission. Căcat că a făcut deja semnătură. Trebuie să o întorc neapărat. Și faci ca kick pe care mi-l întoarce. Arge semnătură, nu-i bine. Au. Dacă acum e momentul meu. Și pac. Bum. Hai să mai pun o dată un accolade din ăla. Ea vine încoace. Hai, 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 că se poate, că se poate, că se poate, că se poate. Și cred că atât i-am dat. Ne. Deja insuficient. Stai jos. Cum a sărit aici Boris. A dat și pe colțul ringului. Sar Boris. Wow, ce l-am prins. Hai să încercăm cu un pin. Dar cred că e row break. Hai că nu-i row break, dar cât de mare asta întinde mâna șans la coarde. A ieșit și a făcut finisher lui bine. Bun, hai că i-am scos reversal-ul, trebuie să profit cât mai pot. Și calcă-l. Să-l mai călcăm un pic. Pac! Boom! Așa, i-am mutat maxilarul. Cred că asta au fost. 1, 2 și a ieșit. A, mai greu să-l bat pe monstrul ăsta. Hai cu o dată cu accolade-ul, poate data asta-l fac să cedeze. Hai, hai, hai! L-am făcut! L-am făcut să cedeze, l-am făcut pe Slender Man să cedeze. Și bate aici Life of Boris. Bravo, rusule, ești bun. Cred că băgăm încă un man in the bank și o să dau, o să fie pentru interviet, nu pentru centuri. Pentru centuri o să am un meci așa, normal, văd care e primul rank acolo și cu ăla o să am meci. Și o să-l am, nu știu. Cred că ladder match o să fie și ala. De fapt, nu, că mi-a câștigat centura într-un ladder match. O să fac probabil un no holds bar. Nu o să fac Extreme Rules. Extreme Rules o să fie alt eveniment. Atac aici Boris fără milă. Knocked right off his feet. Running hip attack. What impact? Now he's worked perfectly. Hai să-l mai sugrumăm nițel. Ia vino cu ace. Ce faci, mai Slendy? Incredibil acest Boris. A distrus fiecare adversar în parte. Aoleu, ce încântă. Să nu iau copyright, am oprit sunetul. Deci bine, acum răsună în creier muzica lui Rusev. Da, s-a bucuit jocul. Deci mi-e acum cântă într-una melodia lui Rusev. Ce căcatul avea, nu știu. Hai să jucăm și cu mine aici. Jucăm fără sunet că tot cântăm melodia lui Rusev acolo. Mersi, jocule de bug. Mersi. Ai, poate că am acum, dacă am acum intrarea, poate scap. O, dar enervant e. Eu am cum am oprit sunetul să n-auziți nimic de la joc. Și așa, și main event această seară, acest episod, subsemnatul eu împotriva Dorianului. Hai să vedem care pe care bate. Da, eu nu prea am părul lins pe spate, eu l-am dat pe stânga și pe dreapta, dar asta e altă parte. Deși ce se aude acum an, ăsta la mine, ia auziți aici. Îl dea Rusev de mai devreme sau de în continuare. Hai să-l batem acum și pe Dorian, îl las intrarea ca să... S-a oprit. S-a oprit, bă. Așa, și intră acum campionul Romanian Champion. Eu, cu pălăria mea de cowboy. Am o pălărie cu cowboy pe undeva pe acolo, dar nu stau să o caut. Da, una de genul am. Mă rog, cu altă textură. De ce mișto îmi trece centura prin geacă? Bă, în mod normal trebuia să stea geaca peste centură, practic. Dar tu nu-ți bagi haina, bluza în curea, nu? Sau plovorul în curea. Ba, dar zici că e insignia de la Petrom. Hai că ce-i drept îmi stă bine așa cu pălăria aia. Bun, hai să vedem, îl putem bate pe John? Johnule, ia vino încoace. Hai, Johnule! Îmi comenta cineva că încep fiecare meci prin fugă. Hai? Așa se face orice victorie, exceptând acum că mi-am luat bare DDT-ul. Johnule, ce faci? Bine. Bine că ăsta e un joc, că dacă era pe bune mă bătea ăsta, mă cam pe mine. În fericire, ăsta e doar un joc. Hai și... un picior în pieptul Dorianului. Lui Dorian Popa. Stai jos. Opa. Ce faci, mă? Hai că mi-a întors acum. Ne. Îl zgriem pe retină. Dropkick. Ciucăm o leacă agresiv. Oricum trebuie să facem heel turn. Adică suntem așa într-un drum spre heel turn. Dar de ce nu-mi iese niciodată bine manevra asta în prima? Trebuie să-i dau mereu așa. Hai pe colțul ringului. Yeah! Suntem nervoși, se pare. Ah, ce mi-a întors-o. Chop, chop, pac, chop, cap în gură, chop. N-am mai prins chopul. Dar am întors și aici. Hai și cu un pin. 1. Atât. Hai și cu semnătura. Opa! Și prinde-te. Close line. Hai cu un pin. 1. 2. Și atât. Nici nu-i vine să creadă, lov de 666, că a putut să iasă dintr-un fucking clothesline. Hai cu MG momentul, băieții, și... opa! DDT de pe apron. L-am pus în cap aici. A făcut vreodată Manevra asta cineva, wrestling, și să rămână ăla așa pus în cap. Pac. Opa, întoarce aici Dorianu. Yeah, you really want to wait for the exact right time. If you go forward and miss, that could be the momentum shift your opponent is really. Ce faci, mă? Bă, da, e incredibil Dorianul ăsta. Hai, Doriane, bagă-mă în ring. He wants no part of the outside. No, there's the reversal. This kind of offense he's known for. Opa! A, ce faci, hâțule? De ce dai în mine, hâț? Hâțule, nu mai da în mine. Chop, chop, cap în gură, chop, cap în gură, pumn. Ce fac, mă? Mă bat cu aerul eu. Oleu, cât damage mi-a dat. Nu știu să întorc Five Knuckle Shuffle-ul. Îmi bat picioare că vă mint. Ce am ieșit? Ați crezut că așa ușor mă face la pin? Băi, hâțule, ce naiba? Opa, pregătește acum hâțul. Ia vină încoace. Hai că l-am prins eu. Pac! 1, 2. Hai să mă grăbesc atunci cât am buff-ul ăsta să nu poată da reversal. Și? Haide! Pinu! Pac! DDT! Și acum Pinu! 1, 2, 3! L-am bătut pe hâț. L-am bătut pe John. Eu sper că avem ceva animație aici. Ouleu, vine acum Bike Traffic. Ma, câtă dușmănie între oamenii ăștia doi. Nu l-a atacat. Miramaș. Hai să dăm next show, să pregătim show-ul pentru episodul următor. Hai, mă, termin și asta. Hai, scot, termin, mai am o gură. O gură de bordură. Bun, să n-ai show. Hai să vedem un pic așa, power rankings, cum stă treaba. Dorian are match, Dracu are rivalitate, Bike Traffic are așa, Hai Hatepin cu Rafael au rivalitate. Power rankings. Deci asta e pe primul loc, nu înțeleg. Ia stați așa. My Universe Show. Division, ia. Deși n-ar fi așa pentru divizie. Bike Traffic care merge, Hatepin care merge, Dani n-are merge, dar n-aș vrea să mă bat cu el. Poloare, Cristi Prizare. Oricum o să fac un Money in the Bank. Da, nu mai urc pe chestiile astea, vă fac eu acum un Money in the Bank. Bun. Actions. Announce edit match. Bun. Match-ul de deschidere. Customize participants. Hai să dăm întâi cu match-ul pentru titlul la echipe. Deci episodul următor să fie destul de lung. Tot așa un 2-2. Normal tag. Custom. Dracu. Custom Superstar Roberto. Nu, Ricardo. Title on. Select Championship, titlurile la echipe. Bun, deci avem meci pentru titlurile la echipe. Attention, the challenge tag team champions, you need to be in a former tag team. This match will be changed to a non-title match. A, vrea să fac echipe. Hai mă, băga mea și picioarele. Ați-și My Universe. Option Tag Team. Hai să mai fac o echipă. Edit. Hai să fac repede echipă. Sâmbăta cu Satana. Team Announce n-avem. Hai să punem membrii. Custom Superstar. Dracu. Și cu Roberto. Together separate. Să le mai pun ceva? Hai să schimb repede asta aici. Să le pun și o victorie. Îi pun să intre separat că n-are rost. Îi pun separat. Bun, hai repede, vă arăt și aici cum putem spune o intrare pentru cei curioși. Vă învăț aici cum se customizează aici caractere. Cred că asta așa, ia. Da, și berea New Mar, sponsorizați-vă. Nu e asta, asta. Stați așa, vreau să văd animația pentru că ne dă centurile. Nu asta, asta altă. A, dar cred că o să dea acum Roberto cu flăcări în loc de dracu. N-ar nimic, mai fac și ei cu schimbul. Ce speriat e arbitrul, săracu. Trebuia să-i fi pus invers. Da, Roberto e cel care dă cu flăcări în loc de dracu. Da, nimic. E mai sexy așa. Bun, gata, am făcut și echipa, trebuie să punem meci să fie title on, că altfel nu vrea să accepte să fie title on. Acceptăm. Bun, hai să facem show-ul. Deci, actions, edit match. Hai Roberto, să trebuie să pun iarăși de la capă, să fai de capul meu. On. Centurile, acceptăm. Bun. 5 meciuri o să fie, nu? Deci avem așa. După care, meci între ăștia doi care sunt rivali. Customize match. 1v1, hai să fie un steel cage. Submission match. Ar fi mai interesant așa. Submission match. I hate pink cu Rafael. Și cred că o să punem un battle royal pentru șansa la centură. Hai să pun după aia un match pentru mine. Battle Royale-ul. Ăsta e match la echipe. Ce dracu mă face echipă Dorian și cu Bike Traffic, canalul ascuns. Ne-am dat dracu. No, deci ăsta este așa. Match-ul one on one și să fie, ce să fie? Hell in a Cell să fie. Hell in a Cell. Bike Traffic cu Dorian Popa. Asta o să fie main event-ul, că ăștia au rivalitate foarte mare. E că ați văzut cum s-au bătut oamenii ăștia, s-au bătut, păleleu, cum s-au bătut. Bun, așa, hai să fie customizăm participanții. De fapt, nu vreau să fie un no holds bar, nu o să fie extreme rules. One on one, no holds barred. Și vine așa, eu care sunt campion împotriva unuia care se bată. Dar vreau să mă bat de acum cu Dani. Hai să văd care a mai câștigat pe aici meciuri. Care mai are overall-ul mare și a câștigat multe meciuri? Să mă bat cu Boris? Că tot a avut azi victorie? Hai să ne batem cu Boris. Pentru centura Romanian Championship. După care un Battle Royale pentru o șansă la centură. Hai să fie 8-man Battle Royale. Și hai să pune oameni care să merite o șansă la centură. Dani. Cu cine ar mai fi? Draco. Nu, Zapi. Zaya Fett. Polo a câștigat ăsta destul de multe meciuri. Bike Traffic are meci. Iobagu. Hai, Zapi. Ricardo a câștigat meciuri. Câștiga Ricardo? Nu, n-a câștigat. A pierdut cu Chroma cu un episod, parcă. Altul. Quick. Că am avut victorii cu Quick și să mai luăm pe unul. Hai să-l băgăm și pe Imogen. Da, pe Imogen l-am mai bătut. Hai să-l lăsăm și pe Imogen. Bun. Am zis că fac Money in the Bank. Las că facem un Battle Royale pentru calificare. Acum o să aminte. Lăsăm Battle Royale, nu mai facem Money in the Bank, că am avut leader în meciul ăla. Bun, deci pentru episodul următor vreau să vă activați notificările. Meci pentru titlurile echipei. Sâmbăta cu Satana împotriva Bazookai. Am lăsat normal să fie, trebuie să fi pus no holds bar. Ia stai un pic. Customize match. Hai să fie tot așa. 2 la 2, Extreme Rules. Așa. Dracu, Roberto, Codrinelul 18. O să avem și Codrinelul mai slab din 2020. Și așa, centurile. Bun. Cum spuneam, să vă activați notificările pentru episodul ce urmează. Adică probabil mâine o să-l pun. Sau poi mâine. Îl pun miercuri. Îl pun miercuri când ieșiți voi de la examen. Că astăzi ați avut examen, mă rog. Când filmezi eu e luni, când îl postez e miercuri. Așa că vreau să-mi scrieți comentarii ce ați făcut la mate și la română. Bun, deci, match Extreme Rules 2 vs 2. Bazooka contra Sâmbăta cu Satana. Rafael și Quai Headpink într-un submission match. Boris și 866 pentru centură. Un Battle Royale pentru calificare. Între cei mai mari în overall din serie, aș putea spune. Except în cei care au pierdut meciuri multe, cum ar fi Slender. Și main event-ul, care este un match Hell in a Cell între Bike Traffic și între Bike Traffic și ăsta. Și stați că poate ar fi culmea să-mi dea acum un copyright pe emotion-ul ăsta al intro-ului. Hai mă, nu pot să dau skip? Gata. Skip. Bun. Deci avem aici show-ul. O să-l avem săptămâna viitoare, cum ar veni. Are you sure to want așa? Your will be saved. Ok, bun. Îl avem mai salvat. Încheiem aici episodul, dragi tovarăși. Ne vom vedea data viitoare. Ciao, les și puneți-vă notificările pentru acel show, că o să fie lană.